Ce bucurie când ni se zice, veniți cu toți la casa Domnului, în dragoste și împărtășie, să înălțăm cu toți numele Lui. Să se bucure cei ce te iubesc, ce te laudăm și te preamăresc. Pacea ta să rămână peste noi mereu, prin prezența ta, Sfânt Dumnezeu. Rugăciunea și cântarea se înalță în inimi tot mai sus, spre să fie Domnul. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat și în dimineața aceasta să putem să fim aici împreună, să ne închinăm înaintea Celui Preanalt, să-L slăvim, să-L binecuvântăm. De aceea, ca toată slujba să decurgă bine, totul să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne vom ruga, vom încredința în mâna Domnului lucrarea aceasta. Ne rugăm cu toții, iar când noi încetăm a ne ruga, fratele Mihai Dialog continuă și se roagă Domnului. Ne închinăm.
Stăpâne, Tată și Dumnezeul nostru, venim din nou în această dimineață ridicați înaintea Ta și dorim, Doamne, să cerem binecuvântarea Ta peste slujba din această dimineață. Înainte de toate vrem să-Ți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai dat putere, Doamne, să putem să fim împreună în locul acesta, în casa Ta, Doamne, ne-ai binecuvântat cu viață, Doamne, Ți-ai reînnoit bunătatea față de fiecare dintre noi din nou în această zi și Îți suntem recunoscători că bunătatea Ta a fost mare față de noi. Îți mulțumim pentru pacea din țară, Îți mulțumim că, Doamne, putem să privim în jurul nostru, Doamne, și să vedem că a fost mare bunătatea Ta față de fiecare dintre noi, față de România, Doamne, față de cei care, Doamne, Te slujim pe Tine, Doamne, am putut să vedem din nou dragostea și să simțim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem copiii Tăi. Îți mulțumim pentru viața veșnică, Îți mulțumim că ne-ai făcut copiii Tăi, Îți mulțumim că dragostea Ta, Doamne, este, Doamne, în inimile și în sufletele noastre. Și vrem, Doamne, în continuare să stăm în această zi, Doamne, și să dorim, Doamne, prezența Ta, cercetarea Ta. Doamne, vom face rugăciune înaintea Ta în această zi, ascultă-ne, Doamne. Vor fi diferite cauze, Doamne, motivații. Am vrea, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos să ne asculți. Pentru că credem că Tu lucrezi și astăzi, Doamne, și poți să Te atingi de cauzele, de problemele, de nevoile, de bolile noastre, pentru că ești Dumnezeu slăvit să fie numele Tău. Binecuvintează, Doamne, familiile din biserică, binecuvintează-ne pe toți cei care suntem în locul acesta, Doamne, binecuvintează copiii, Doamne, care sunt la grupele duminicale, Doamne, binecuvintează-i și dă-le înțelepciune ca ei să înțeleagă încă de mici voia Ta în viața lor. Doamne, Te rog, lasă Tu binecuvântarea Ta pe cei ce vor cânta spre slava Ta, vor recita poezii, peste cei care, Doamne, vor vorbi din cuvântul Tău. Te rog, binecuvintează lucrarea, Doamne, care va fi în această zi și de alegeri de slujitor, dă călăuzire, dă lumină, Doamne, fie voia Ta în toate, Doamne, dorim ca numele Tău, Doamne, în toate lucrurile să fie binecuvântat, încredințăm slujba aceasta în mâna Ta și dorim pe mai departe ca numele Tău să fie binecuvântat, iar noi să Te slujim, să Te binecuvântăm și să rămânem până la sfârșit pe calea Ta. Te binecuvântăm, Te slăvim pe Tine, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Haideți să ascultăm Psalmul 96. Psalmul 96 este un psalm în care suntem îndemnați să cântăm, să aducem jertfe Domnului. Familiile sunt îndemnate să vină, să se închine înaintea lui Dumnezeu. De aceea, astăzi vom fi motivați de aceste cuvinte. Un psalm poate citit mai rar, dar un psalm foarte important, foarte motivant pentru absolut fiecare din noi. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui. Slavă și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului. Îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește.
De aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele, după credincioșia Lui. Amin. Ei, fiecare a putut auzi multe lucruri prin care noi, pe care noi trebuie să le facem, îndemnați de psalmul acesta. Fiecare trebuie să înțeleagă că vine înaintea lui Dumnezeu și trebuie să vină să se închine. Trebuie la închinare să nu vină oricum. Ați auzit, închinați-vă cu podoabe sfinte. Foarte important este aspectul acesta. Chiar joi seara am vorbit despre jertfa lui Abel. Că de important e să aduci jertfă, dar să nu aduci oricum, ci jertfă. Atunci când o aduci, trebuie să o aduci îmbrăcat cu podoabe sfinte. În sensul că acolo când Dumnezeu a privit spre Abel, El la jertfa lui întâi a privit spre Abel, Biblia spune, a privit spre Abel și spre jertfa lui, a privit spre Cain și spre jertfa lui. De aceea este de mare importanță vremea în care noi trăim. E o vreme în care e multă confuzie. Oamenii gândesc, aducem numai jertfă, să fie acolo nu știu cum, oricum, nu-i nicio problemă, așa zic unii. Ei, însă, atunci când ne uităm prin prisma acestui cuvânt al lui Dumnezeu, lucrurile stau altfel. De aceea noi trebuie să ne silim, să fim astfel de închinători, despre care Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, când a zis samaritencei, a zis, adevărați închinători ai Tatălui se vor închina în duh și în adevăr. Iar ca să te poți închina în duh și în adevăr, e de mare importanță. Pentru că trebuie să trăiești în adevăr, să umbli în adevăr, să lași ca adevărul să te sfințească, să te pună deoparte. Adevărul eliberează de patim, de vicii și acest adevăr e Domnul Iisus, mărească-i se numele. De aceea, înțelegând toate acestea, noi vom veni înaintea lui Dumnezeu, ne vom pleca genunchi în fața Lui și Îl vom ruga să ne ierte în dimineața asta, să ne sfințească viețile ca să primească jertfele noastre. Fie că va fi o cântare, cântăm, spuneam joi seara, pe toate monitoarele se afișează cântarea și noi trebuie să ne deschidem gurile, să-L lăudăm pe Domnul. Observați, am remarcat lucrul acesta în versetul 1, spune, cântați Domnului, pune versetul 1, cântați Domnului o cântare nouă. Însemnează că aici omul lui Dumnezeu a fost călăuzit de Duhul Domnului să îndemne adunarea, să îndemne pe acei oameni din vremea respectivă să laude pe Domnul și cu o cântare nouă, adică nu te plafonezi, nu rămâi doar la una. Înțelegeți că în toate există, vedeți, o evoluție, în toate există schimbări și atunci cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și eu cred că era în vremea respectivă, erau oameni care se ocupau, cum erau leviții, nu puteau cânta una și aceeași cântare, ci ei trebuiau să stea în prezența lui Dumnezeu, să inspire, să compună alte cântări și vedeți, să laude pe Domnul, cântați o cântare nouă, într-o zi vom intra în împărăția lui Dumnezeu și acolo se va cânta o cântare nouă. Ei, pentru aia ne pregătim aici pe pământ. De aceea, noi trebuie să privim la tot ce Dumnezeu ne dă posibilitatea într-o dimineață ca asta să facem, să aducem o jertfă, că va fi o cântare cunoscută, cântați-o, că una va fi pe care noi știm bine, o învățăm, dar totul e să stăm în prezența lui Dumnezeu, să-L lăudăm, să-L mărim și să nu uităm, să ne închinăm cu podoabe sfinte. Amin. Ne plecăm.
să lăudăm pe Domnul cu o cântare, iar după cântarea aceasta, fratele Pipaș va veni, ne va da îndemnuri din cuvântul Scripturii și apoi ne vom ruga Domnului. Cântarea, observați, se numește O ce har să știi că Domnul te iubește. E un har, ce ziceți? Ne bucurăm că ne iubește Domnul. O ce har să știi că ești în brațul Său. Să te știi în siguranță, să te știi că ești sub protecția lui Dumnezeu, e un mare har, e o mare binecuvântare. Chiar când simți că tot în jur se năruiește, tu să ai pace în inima ta, mereu. Doamne ajută! Vedeți, ar fi o tragedie pentru noi să ne salutăm tot timpul pacea Domnului, pacea Domnului, și să zicem pacea Domnului și să n-avem pace. Nu? Eu cred că e o mare tragedie, ar fi în viața unui om, să te saluți tot viața ta, să te consideri credincioși, să spui altă, pacea Domnului, și tu să n-ai pace. Nu? Și din păcate se întâmplă multe situații din astea când nu ai pace în inima ta. De aceea în dimineața asta lasă-L să intre pe Domnul Păcii, Domnul Iisus. Lasă-L să-ți schimbe viața. Laudă-L pe El, mărește-L pe El, acceptă-L pe El și vei fi binecuvântat. Doamne ajută! Inima ta mea.
Slăviți să fie Domnul! Ne conduceau surorile în această cântare, O ce har! În această dimineață spun, iubiți frați și surori, O ce har minunat e să fim în prezența lui Dumnezeu! O ce har e să fim la închinare! Citea fratele Simi Psalmul 96 și, așa cum spunea, nu e un psalm atât de citit, dar în această dimineață, când s-a citit, parcă atâta de clar a vorbit cuvântul lui Dumnezeu pentru noi cei prezenți, pentru cei care ne urmăresc online. Și vedeți, dumneavoastră, uitându-mă peste aceste versetele acestui Psalm 96, am putut să înțeleg că atâta de bine vorbește cuvântul și arată o mare parte, dacă vreți, cum ar trebui să fie închinarea credinciosului înaintea lui Dumnezeu. Și ce spune versetul 3? Spune, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui. Și dacă vom privi, dacă vreți, iubiți mei, frați și surori, la versetul 2, avem această chemare care trebuie să facă parte din închinarea credinciosului, din slujirea credinciosului. Știți ce spune? Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Am stat și m-am gândit, când a fost ultima dată, frate și soră, când ai spus unui prieten, unui vecin, unui din familia ta, despre mântuirea lui Dumnezeu, despre relația ta cu Dumnezeu, despre binecuvântările care Dumnezeu le revarsă în viața ta, despre protecția Lui în viața ta. O, cât avem de spus despre Dumnezeul nostru, cât avem de mărturisit despre El, cât este El de bun, ce minunat este El față de noi. Iubiți frați și surori, m-am gândit la marea trimitere din Matei 28, când Iisus Hristos le spune ucenicilor, mergeți și vestiți în toată lumea Evanghelia. Propovăduiți-o. Și scopul era destul de clar. Aduceți în biserică botezații. Faceți din ei ucenici. Iubiții mei, frați și surori, Dumnezeu ne-a ales pe noi să mergem la cei nemântuiți și să le vestim mântuirea Lui. Să spunem despre El. Că dacă ar fi vrut Dumnezeu să trimită îngerii din cer și să evangelizeze lumea, în 5 minute spunea că era evangelizată lumea. Dar nu au vrut așa. Au vrut și au ales ca noi să mergem să spunem despre mântuirea lui Dumnezeu. Noi cei care simțim harul Lui în fiecare zi. E diferit să vină unul să-ți vorbească despre o persoană care nu o cunoaște, care nu are de-a face cu ea. Și cu totul și cu totul diferit când vine o persoană și spune despre cineva care a avut tangență cu el, care a stat în părtășie cu el, care simțește prezența lui. Vedeți? De asta Dumnezeu ne cere nouă, celor care avem o relație cu El, să spunem și celorlalți de lângă noi despre mântuirea Lui, despre bunătatea Lui, cât este de minunat să fii copil al Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze în privința aceasta. Aș dori în rugăciunea care ne stă în față să continuăm să ne rugăm. Cred că o faceți și o facem împreună, dar în mod special să spunem, Doamne, mântuiește-i pe cei nemântuiți din familiile noastre. Adă la pocăință. Vorbește-le Tu, mai bate Tu la ușa inimii lor. O făcut-o Domnul de atâtea ori și totuși eu întorc spatele. Dar eu cred că harul lui Dumnezeu și astăzi este valabil. Eu cred că sângele lui Iisus Hristos și astăzi curăță. Iubiții mei, frați, nu trebuie să uităm, nu trebuie să stăm nepăsători. Ne-a mântuit Domnul, suntem pe calea Domnului și stăm bine mersi în băncile acestei biserici și atât de rezumăm. Suntem chemați să vestim mântuirea lui Dumnezeu și celorlalți care nu-L cunosc. Și celorlalți care n-au gustat bunătatea Lui. Haideți să stăm ridicați în picioare în privința aceasta și în mod special în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu să se îndure de cei nemântuiți, din familiile noastre, din orașul nostru, vecinii noștri. Dumnezeu să ne asculte în această dimineață. Amin.
Luați loc. Lăudăm pe Domnul cu o altă cântare, apoi fratele Mihai Dialog va veni și ne va da un îndemn din cuvântul Domnului. Amin. Yeah.
Îl binecuvântăm pe Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, ne-a binecuvântat pe noi în această zi, să fim împreună în casa Domnului, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și peste cei care ne urmăresc online prin acest intermediu pe care putem să spunem că este o binecuvântare să poți să privești, să fii alături și în momente neplăcute și sunt situații în care poate cineva nu poate să vină, este într-o situație de boală, poate să fie și el împreună cu noi, sunt frați și surori din familiile noastre care ne primesc, fie privesc prin acest intermediu, fie ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și am vrea să simțim cu toții dragostea lui Dumnezeu, să simțim cu toții această părtășie la care suntem chemați să fim împreună încă și în această zi. A fost citit acest cuvânt din psalmul acesta și în versetul 7 spune aici: familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Aș vrea în rugăciunea care ne stă în față să stăm înaintea lui Dumnezeu. Când stăm înaintea lui Dumnezeu, ca popor al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, oameni al lui Dumnezeu, știm că ne rugăm pentru că Dumnezeu este Cel ce ascultă rugăciunile noastre. Și aș vrea să ne rugăm pentru familiile noastre. Un lucru pe care este deosebit de important să dea Dumnezeu ca în familiile din biserică, în familiile copiilor noștri, cei dragi ai noștri în România, familie să fie binecuvântate de Dumnezeu. În familiile pe care ar trebui să fie pace, să fie liniște, să fie binecuvântare, Dumnezeu să lase în toate familiile din România pace și bucurie. Vedeți, lucrurile acestea pe care diavolul încearcă tot mai mult și se vorbește tot mai mult de lucrurile acestea când oamenii nu mai pot să se suporte, nu mai sunt gata să meargă împreună mai departe, potrivit promisiunii pe care au făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Am vrea să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile cu pace. Am vrea să ne rugăm tot în această rugăciune să binecuvinteze Dumnezeu țara noastră și toată lumea cu pace. Vedeți ceea ce se întâmplă lângă noi, suntem foarte aproape de Ucraina, suntem foarte implicați și alături de țara aceasta. Am vrea ca Bunul Dumnezeu să lase pacea sa. Am vrea ca să ne rugăm, suntem împreună și am vrea să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să oprească războiul acesta, să lucreze ca oamenii aceștia care sunt fugiți din casele lor, distruși, părăsiți, despărțiți familii, soții rămânând acolo, soțiile plecând cu copiii, nu este simplu și nu este ușor. Am vrea ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze cei care sunt plecați și să poată Dumnezeu să-i întrăgească și să poată să se întoarcă în pace, în liniște și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Poate noi vedem lucrurile acestea de multe ori un pic mai diferit, pentru că nu suntem atât de direct implicați. Dar atunci când lucrurile sunt de natura aceasta, când ești implicat, lucrurile nu sunt simple. Și fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze Ucraina, să binecuvinteze familiile, să lase pacea Lui și binecuvântarea Lui. Și de ce să nu binecuvinteze lumea aceasta Dumnezeu cu pace?
să ne putem bucura. Ne-am rugat pentru mântuirea celor dragi. Acum haideți să stăm în această rugăciune și să spunem: Doamne, binecuvintează familiile noastre cu pace, soții noștri, binecuvintează soțiile noastre. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să lucreze și să lase harul Lui și pacea Lui, binecuvântarea în familie. Pe urmă în Ucraina, ne vom ruga pentru lumea aceasta ca Bunul Dumnezeu să lase pacea sa și viețile noastre să poată să laude. Noi avem, este harul lui Dumnezeu, că ne putem bucura de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Avem și putem să spunem din toată inima: da, bun este Dumnezeu. Avem cu ce să ne îmbrăcăm, avem ce să mâncăm, avem pace, avem liniște. De ce să nu spunem: Doamne, lasă pacea Ta și bucuria Ta, binecuvântarea Ta și acolo unde nu este. Și Domnul să lase pacea Lui, și Domnul să întregească familiile, și Domnul să lase pacea Sa pe pământ, și Domnul să asculte rugăciunile noastre. Amin. Ne ridicăm înaintea Domnului și facem această rugăciune. Doamne Iisuse, ne închinăm. Luați loc. Lăudăm din nou pe Domnul cu o cântare. În urmă, fratele Marius ne va îndemna la o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei care trec prin încercări, pentru cei care se confruntă cu tot felul de situații. Și vom aduce această rugăciune și spunem: Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Amin.
Tăria noastră fi mereu, să trecem astăzi drumul greu, și-n clipe grele și nevoi, revarsă pace, pace, pace peste noi, și-n clipe dragii mei, și în dimineața aceasta nu putem să spunem altceva și nu putem repeta altceva de fiecare dată când ne întâlnim și de fiecare dată când ne închinăm decât slăvit să fie Dumnezeu. Suntem aici în adunarea lui Dumnezeu și în dimineața aceasta un har, un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă și prin care avem această posibilitate să ne închinăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i dăm slavă, să-i dăm glorie, să-i cântăm. Așa cum atât de frumos se spunea în psalmul acesta, care a fost citit, psalmul 96. De fapt, psalmistul îi invită pe credincioși, invită familii, invită popoare,
invită pe toți oamenii, într-un cuvânt, întregul pământ, îl invită la închinare. La închinarea pe care o merită Dumnezeu, la închinarea pe care o primește Dumnezeu, și sunt motive pentru care, da, El are o asemenea chemare. Dumnezeu e Cel care a făcut cerurile, Dumnezeu este Cel care este mare și foarte vrednic de laudă, Dumnezeu este Cel care e mai temut decât toți dumnezeii și, de fapt, dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Dumnezeu este Dumnezeu. Strălucirea, măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt și pentru aceasta El spune, în mod repetat, cântați Domnului, cântați Lui Dumnezeu, închinați-vă Lui Dumnezeu, cinstiți-L pe Dumnezeu. În ceea ce El spune aici, vedeți, este foarte motivator, este foarte entuziast în a-i chema pe credincioși, în a-i chema pe oameni, familii de popoare, națiuni, popoare în întregime, să se închine lui Dumnezeu. Și vedeți, El este Cel care poate pe finalul psalmului mai are un argument pentru care oamenii sunt chemați să se închine lui Dumnezeu. Și argumentul pe care El îl invocă în psalmul acesta 96, versetul 13, spune atât de clar, căci Dumnezeu vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Adică Dumnezeu va face o diferență între cei care s-au închinat lui Dumnezeu, au cântat spre slava lui Dumnezeu, au avut inima dăruită lui Dumnezeu și între cei care n-au vrut să-L laude pe Dumnezeu. Din contră, au ales idoli, au ales dumnezei care nu sunt dumnezei, dar într-o pornire a lor, într-o încetoșare a minților, au făcut asemenea lucru. Și Dumnezeu este Cel care face diferența între oameni. El e Cel care vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. De fapt, această făgăduință a lui Dumnezeu ni se spune că va fi ironizată, că va fi batjocurită, că va fi ridiculizată. În vremurile din urmă se va spune într-un mod batjocuritor, plin de ironie, așa este cuvântul scris în cartea 2 Petru, capitolul 3, versetul 4, că se va spune în vremea aceea, versetul 3, a timpurilor din urmă pe care și noi le trăim. Să știți că în zile din urmă vor veni batjocuritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Unde este judecata Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Oare noi avem să le răspundem ceva acestor batjocuritori? Avem argumente prin care să stăm în fața lor și să le spunem că Dumnezeu vine? Că Dumnezeu vine să facă o separare? Că Dumnezeu vine să judece pământul întreg, suflet lângă suflet, va sta înaintea lui Dumnezeu? Da, avem argumente în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Apostolul Pavel în epistola lui către Romani, capitolul 2, versetul 16. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Putem noi credincioșii să avem o speranță că da, Dumnezeu într-o zi se va arăta, va face dreptate, îi va deosebi pe cei care se închină lui Dumnezeu de cei care nu-L urmează pe Dumnezeu. Avem noi argumente în cuvântul lui Dumnezeu că lucrurile așa vor sta? Da, avem. Uitați-vă ce ni se spune tot în această epistolă către Romani, capitolul 8 de data aceasta, citim aici, versetul 32, apostolul cel care vrea să încredințeze pe credincioșii din Roma că Dumnezeu își va împlini făgăduințele cu privire la ei. Și uitați ce argument invocă el. El, Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile?
Dacă Dumnezeu nu l-a cruțat pe Fiul Său și Evanghelia lui Dumnezeu a implicat moartea crudă a Fiului Său, un lucru teribil de greu chiar pentru Dumnezeu, pentru că El este Cel care a afirmat despre Fiul Său că este prea iubitul Lui în care își găsește toată plăcerea. Dar Dumnezeu a socotit cu cale El să fie dat la moarte pentru noi toți. Dumnezeu l-a dat pentru noi toți, nu l-a cruțat pe Fiul Său. Oare de acum îi este greu, îi va fi greu lui Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele pe care le-a făcut pentru poporul Său, având în vedere că El deja l-a dat la moarte pe Fiul Său? O, nu îi va fi greu. El își va împlini făgăduințele pe care le-a făcut cu privire la poporul Său. Atunci când citim Epistola către Evrei, și aici găsim un frumos argument, pentru că de foarte multe ori, vedeți, sufletul poate să fie ispitit. Va mai judeca Dumnezeu? Va mai răsplăti Dumnezeu? Va mai face diferență Dumnezeu? Vor mai învia morții acei morți care au murit în credința în Dumnezeu? Aici în Evrei, capitolul 6, ni se spune în versetul 13 că Dumnezeu, când a dat lui Avram, Evrei, capitolul 6, versetul 13, făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. În versetul 17 citim: de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, s-a jurat, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care e cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care era pusă înainte. Dumnezeu nu poate să mintă. Iar dacă Dumnezeu a jurat un lucru că îl va face, acel lucru se va și înfăptui, acel lucru se va și realiza. Și El e Cel care a jurat că făgăduințele făcute poporului Său, într-o zi, toate se vor împlini. Și lăsați-mă să citesc un ultim argument. Îmi este atât de drag și acesta. Atunci când mă gândesc, întrevăd, aștept ceea ce Biserica lui Dumnezeu așteaptă, poporul lui Dumnezeu care a străbătut mileniile și veacurile, le-a așteptat. Făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Privesc aici în cartea Apocalipsa, capitolul 3, atât de frumos, în versetul 14, de data aceasta citim: îngerului bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice Cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii celei noi, aș parafraza eu cu permisiunea dumneavoastră, începutul zidirii celei noi a lui Dumnezeu. Domnul Hristos stă în fața acestui slujitor și îi spune: eu sunt un martor credincios și adevărat. Dar despre ce dădea Domnul mărturie în statutul lui de martor credincios și adevărat? Despre faptul că ceea ce Dumnezeu a spus în viața lui că se va întâmpla, ceea ce Dumnezeu a spus în viața lui că se va realiza, ceea ce Dumnezeu i-a făgăduit că va muri și va învia, va fi proslăvit, va fi așezat de-a dreapta Tatălui. O, Dumnezeu n-a mințit. Iată că Dumnezeu a împlinit și stau înaintea ta ca martor despre ceea ce Dumnezeu a spus că va face și a și făcut, stau înaintea ta ca un martor credincios și adevărat. Eu care sunt primul înviat din morți, eu care sunt primul din zidirea cea nouă a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu mai apoi are să aducă atâtea suflete, atâtea vieți, atâția bărbați, atâtea familii, bărbați și femei, tineri și bătrâni, care vor învia din morți, care vor primi făgăduința, moștenirea promisă de Dumnezeu.
Ce putem noi să spunem în fața acestor lucruri pe care Dumnezeu ni le pune înainte decât măriți să fie numele lui Dumnezeu? Nu bați jocuritorii au ultimul cuvânt. Dumnezeu are cuvântul ultim. Și iată că Dumnezeu, într-un mod atât de clar, cuvântul lui în parte deja l-a împlinit. Pentru cuvântul lui Dumnezeu s-a jurat și el a promis că lucrurile așa se vor întâmpla. Vedeți, când stăm în fața unor lucruri atât de mari pe care Dumnezeu ne le aduce înainte prin făgăduință, când mă uit în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, înțeleg aici un lucru care ne rămâne nouă de făcut, e al nostru. Și uitați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, citesc de aici, din epistola aceasta pe care apostolul a scris-o. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Ce frumos se leagă lucrurile! Ce frumos suntem sfătuiți, suntem învățați, suntem îndemnați, suntem călăuziți de Dumnezeu. Da, asta ne aparține nouă, pentru că Dumnezeu își va împlini făgăduințele, pentru că Dumnezeu ce a jurat că va fi, va avea loc. Ne rămâne nouă să rămânem credincioși până la capăt, până la spinal, să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu care va judeca, pe fiecare dintre noi ne va judeca. Și pentru că avem astfel de făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și cineva ar putea să spună, având în vedere ceea ce fratele păstor anunța, că ne vom ruga pentru bolnavi, ce implică lucrul acesta atunci când vorbim de bolnavi? Atunci când vorbim de vindecarea bolilor? O, ce mare implicație are! Dați-mi voie de data asta să citesc din Psalmul 103, chiar versetul 1 începând. Uitați dumneavoastră ce spune psalmistul aici. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Și uitați dumneavoastră cum continuă El mai apoi. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Îți izbăvește viața din groapă. Te încununează cu bunătate și îndurare. Îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Te rog să pui din nou versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă mai apoi toate bolile tale. Oare Dumnezeu mai întâi de a vindeca tratează starea sufletului? Oare Dumnezeu mai întâi de a tămădui are o stare de vorbă cu sufletul în cauză care are nevoie de vindecare și îl confruntă cu ceea ce poate el a făcut? Îl confruntă cu ceea ce el a înfăptuit? Și mai întâi îl îndeamnă să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi îl îndeamnă să se întoarcă la Dumnezeu. Mai întâi îl îndeamnă să se mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Și după ce i-a iertat păcatele sufletului, acum Dumnezeu să-l și vindece. Dăm mărturie astăzi aici în adunarea lui Dumnezeu, că așa stau lucrurile, că așa lucrează Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. El mai întâi ne iartă de păcatele noastre, starea sufletului nostru, ca mai apoi să ne vindece, să ne tămăduiască. Fiule, păcatele sunt iertate, i-a spus Domnul mai întâi acelui slăbănog care pe braț a fost lăsat în mijlocul casei în care Domnul slujea de cei 4 bărbați care l-au adus pentru vindecare. Mai întâi a iertat păcatele și mai apoi a poruncit, ridică-ți patul și du-te acasă. El iertat, curățit, înnoit, spălat, iată-l că de acum e binecuvântat și fizic, e binecuvântat și trupește, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Stăm astăzi aici în adunarea lui Dumnezeu și vrem să ne rugăm. Cum stăm vis-a-vis de păcate? Ne sunt iertate?
O, ce prilej binecuvântat în ziua de astăzi, ca rugăciunea care ne stă înainte, să-L rugăm pe Dumnezeu încă o dată, spală-ne, Doamne, de păcate, curăță-ne, Doamne, ființele, mărire lui Dumnezeu, pentru Tine e chestiune de o clipă, datorită sângelui care s-a vărsat, să ne ierzi de păcatele noastre, să ne înnoiești în Duhul nostru, să lași peste noi prezența Ta și mai apoi să putem fi binecuvântații Tăi. Vă invit cu drag să stăm ridicați și, dragii mei, toți avem nevoie de iertare. Cred că în rugăciunea aceasta vom fi motivați cu toții să ne rugăm Dumnezeu să se îndure de noi și împreună cu rugăciunile personale pe care vrem să le înălțăm, dați-mi voie să citesc aici câteva cauze. Fratele Daniel Lazar de la Deva are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Ne vom ruga pentru fratele Daniel, un apropiat al bisericii noastre, fratele Timșac Vasile din Bruxelles, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ne vom ruga și pentru fratele Vasile. Fratele Nicolae de la Rebrișoara, Dumnezeu să se îndure de el. Aici am primit o cerere prin care biserica este rugată să mijlocească pentru un student care se luptă cu o acută depresie. Dumnezeu să se atingă și de acest student, mai întâi iertându-i păcatele și conștientizându-l că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și mai avem aici o cauză, da, sora Marișca, dacă și-a pierdut soțul, iată că de data asta ne roagă să ne rugăm pentru fiica ei, grav bolnavă. Cauze media sunt aduse, le aducem și acestea înaintea lui Dumnezeu. Un băiat care a avut un accident de muncă în Franța, este în comă. Dumnezeu să se îndure și de acest băiat. Pentru Cipriana din Germania, pentru care ne-a mai rugat și și-a revenit din comă. Slăvit să fie Dumnezeu! Iartă-ne, Doamne, păcatele! Înnoiește-ne prin Duhul Sfânt mărire lui Dumnezeu! Și atinge-te de boli și de neputințe. În numele Domnului Iisus, amin. Cu toată adunarea ne rugăm.
Vă rog să luați loc. Cântăm o cântare pentru slava lui Dumnezeu. În urmă, orchestra va slăvi pe Domnul cu o cântare și apoi și corul va slăvi pe Domnul cu un imn. În urmă, fratele Todoran va avea și el un cuvânt, după care ne vom mai ruga Domnului și Dumnezeu Sfântul să ne binecuvânteze. Rugăciunea asta ne vom ruga în mod deosebit pentru copii, pentru tineri. Avem și binecuvântare de copii. Salutăm familia Mih, Florin și Emma. Domnul să vă binecuvânteze și copilul lor, Moise Teofil. Harul Domnului să fie peste el. Salutăm rudele dumneavoastră, pe toți cei care ați venit din Baia Mare, din alte părți. Harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Deci, așa cum am anunțat, după aceea ne vom ruga pentru copii, pentru tineri. Știți, acum urmează încheierea unui an școlar. Cei de la liceu deja au avut festivitatea. Urmează ceilalți să-și poată încheia bine situația școlară. La clasa 8 ai capacitate, la liceu bacalaureatul, cu facultate, studenții au de dat examene și în mod deosebit, în rugăciunea aceasta, ne vom ruga pentru ei. Ei sunt viitorul, ei sunt cei în care noi investim, dorim din toată inima Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Ești cel mai frumos.
Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că avem această ocazie să fim împreună și să ne rugăm Lui. Rugăciunea este bună. Rugăciunea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că are mare putere înaintea Lui. Și în dreptul acestei discipline, Dumnezeu a lăsat scris prin cuvântul Său această recomandare. Rugați-vă neîncetat. Stăruiți în rugăciune, cereți și veți căpăta, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Și aș vrea în această rugăciune, așa cum am fost provocați, să ne rugăm pentru copilași, să ne rugăm pentru tineri, pentru adolescenți, pentru generația de mâine. Este important să ne rugăm pentru copii. Pe lângă sfatul, pe lângă exemplu personal pe care noi trebuie să îl dăm, trebuie să fie și rugăciunea. Foarte mulți oameni al lui Dumnezeu au mărturisit că ceea ce a rămas în sufletul lor, în viața lor, exemplu părinților și anume rugăciunea, n-a fost uitată de ei. Își aduc aminte cu drag de rugăciunile mamei și a tatălui,
atunci când părinții mijloceau pentru ei. Frați și surori, dacă privim în Scriptură, noi putem să vedem că Ana s-a rugat încă înainte de a-l avea pe Samuel. Și pentru că Dumnezeu a privit cu plăcere spre acea rugăciune, spre acea juruință pe care această femeie a făcut-o, spunând, Doamne, dacă îmi vei da un fiu, atunci îl voi închina ție. Ce frumos! Dumnezeu i-a dat un fiu deosebit pe Samuel, care a contribuit la o trezire spirituală în Israel, pentru că o mamă a avut curajul să ceară de la Dumnezeu ceva imposibil la oameni, dar posibil la Domnul. Am vrea și noi să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu pentru copiii noștri, să cerem ca bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să-i păzească, Dumnezeu să-i ocrotească. Sunt atâtea pericole în ziua de astăzi. Societatea, mediul, școala în care ei trăiesc nu mai este ceea ce a fost când noi am fost la școală. Și noi vedem atâtea schimbări care se întâmplă, atâtea învățături care se dau, atâtea influențe ale mass mediei. Cel care poate să-i păzească, cel care poate să-i ocrotească, este Dumnezeu. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru copii, ca Domnul să li se descopere, Dumnezeu să le vorbească, Dumnezeu să le iasă înainte și ei, atunci când vor înțelege și vor face deosebirea între bine și rău, să aleagă binele, să aleagă calea Domnului, să aleagă să slujească lui Dumnezeu. Domnul s-a folosit în Scriptură de mulți copilași. S-a folosit de o fetiță ca să facă marea minune cu Naaman, să-l vindece de lepra lui. Chiar dacă erau mulți leproși în vremea aceea lui Elisei, totuși doar Naaman sirianul a fost vindecat. De ce? Pentru că o fetiță a fost gata să declare credința ei în Dumnezeu, și anume că Dumnezeul lui Israel poate să vindece această boală. Dumnezeu s-a folosit de un copilaș să sature mii de oameni, înmulțind acele pâini și acești pești. Dumnezeu s-a folosit de un tinerel ca să salveze viața apostolului Pavel. Și putem să vedem în Scriptură, așa de multe ori Dumnezeu a lucrat prin copii, prin tineri. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu să li se descopere, Dumnezeu să le vorbească și ei să devină niște slujitori în casa Domnului. Aș vrea să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se reverse și peste tineri. Dumnezeu să-i binecuvinteze cu Duhul Sfânt. Este nevoie și au nevoie și ei de Duhul Sfânt. Uneori, ca părinți și noi ne uităm cu îngrijorare și ne gândim, oare, Doamne, ce va fi cu generația asta? Ce vor fi cu tinerii? Vedem preocupările lor, vedem, eu știu, nevoile lor, și ne gândim ca oameni, nu știu ce va fi. Însă Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. El vrea să lucreze și prin tineri și prin copilași și am vrea și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, ne bucurăm de cântare, ne bucurăm că sunt implicați și poate că mulți dintre ei sunt mai implicați decât am fost noi atunci când am fost doar niște copilași. Mulțumim Domnului pentru că Domnul i-a binecuvântat cu aceste abilități, cu aceste capacități și îi laudă pe Domnul. În urmă cu ceva ani, cineva din biserică mi-a spus, așa mă bucur când vin la biserică, îi dau slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce văd, pentru tot ceea ce aud și am fost tare curios să văd concret despre ce este vorba. Și a spus, atunci când văd acești copii cântând, atunci când văd pe tineri lăudând pe Domnul, mă bucur. Este un har, este un plus pentru adunare, este un viitor pentru lucrarea lui Dumnezeu atunci când copiii sunt implicați de mici să slujească Domnului. Frați și surori, în această rugăciune aș vrea să nu uităm să ne rugăm pentru copii. Domnul să-i păzească, Dumnezeu să li se descopere,
Dumnezeu să-i cheme în lucrarea Lui, Dumnezeu să-i îmbrace cu putere de sus. Însă nu în ultimul rând, aș vrea să știm să mulțumim Lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat Domnul. Ei, spune cuvântul, că sunt o binecuvântare. Doamne ajută să fie toți copiii o binecuvântare pentru familie, pentru adunare, pentru societate și Dumnezeu să își proslăvească numele Său prin ei. Atunci când Iisus a intrat pentru ultima dată în templu, Scriptura ne spune că și copiii au spus: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Pentru că trebuia să se împlinească Scriptura. Mulțumim Domnului pentru că ei sunt împreună cu noi în casa Domnului. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și dacă sunt tineri care nu sunt aici cu noi, nu-i prea mult să mijlocim și să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, ai milă și de ei. Tu poți să-i vorbești. Tu poți să aduci împlinire făgăduinței tale. Tu poți să iei aminte la rugăciunea mea și să lucrezi în viețile lor, ca ei să fie schimbați, să fie transformați și ei să vină în locul acesta. Am putut să vedem de-a lungul anilor atâtea experiențe. De tineri care au ales la un moment dat lumea, dar care într-o zi s-au trezit. Într-o zi au realizat că trebuie să-L caute pe Domnul. Și Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu i-a iertat, Dumnezeu a făcut din ei niște slujitori. Asta și datorită părinților care s-au rugat, care au crezut și care au stăruit înaintea lui Dumnezeu. Churchill, primul ministru al Marii Britaniei, spunea la un moment dat: cei mai importanți profesori din viața mea n-au fost cei de la școală, de la facultate, de la colegiu, ci cei mai importanți profesori a fost mama și a fost tata. De la părinți am învățat să vorbim, am învățat primele gesturi, am văzut primul exemplu în pocăință, am văzut primul exemplu în a sluji lui Dumnezeu și dacă noi suntem un exemplu pentru ei, vine vremea când ceea ce am semănat va răsări, va crește și va aduce rod. Domnul să binecuvinteze toate familiile. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru generația tânără. Amin.
toți copiii, fii cu ei, poartă de grijă. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Vom lăuda pe Domnul cu toții cu o cântare și în acest timp vom face ceea ce numim noi strângerea părții Domnului. Știți că în fiecare lună, la finalul lunii, în ultima duminică, noi dăruim Domnului din ceea ce ne-a dat El și acum o vom face și în dimineața asta. Da? Cântăm împreună, apoi vom anunța mai departe. Ne-ntoarcem ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, că-ți tu prin harul minunat mereu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, îți mulțumim că-ți tu ne și copiii au o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Vor lăuda pe Domnul. Mai apoi, familia Pisuc va lăuda pe Domnul cu o cântare.
În urmă, Florin și Mia au o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Orchestra va lăuda pe Domnul, grupul Betel și apoi corul. Asculte în Domnul de ai lor părinți, să fie în totul supuși cu minți. Nu se poate să fii educat fără Domnul să ai cuget curat. Nu se poate fără Dumnezeu ca să crești copilul tău. Auzi cum răsună cu harfele lor copilul core, copilul păstor. Osana, Osana, copiii au cântat în ziua când Domnul în templu a intrat. Nu se poate vor sta mărturii spre învățătură atâția copii. În casa cea veche și în noul palat, privindu-i pe ei, să avem de învățat. Nu se poate să fie să fii educat fără Domnul să
Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru darul ce-am primit. Îți mulțumim, îți mulțumim. Un suflet mic de copilăș pe care, Doamne, Tu l-ai dat. Tu l-ai dat, Tu l-ai dat. Un copilăș o bucurie pentru părinți, pentru Iisus. Ei sunt o binecuvântare, așa cum Domnul nostru a spus. Un copilăș o bucurie pentru părinți, pentru Iisus. Ei sunt o binecuvântare, așa cum Domnul nostru a spus. Cuvântează, Doamne, ființa aceasta ca o floare. E ca o floare, e ca o floare. Și pe părinți și pe bunici să fie credincioși și sfinți, cu toții sfinți, cu toții sfinți. Un copilăș o bucurie pentru părinți, pentru Iisus. Ei sunt o binecuvântare, așa cum Domnul nostru a spus. Un copilăș o bucurie pentru părinți, pentru Iisus. Ei sunt o binecuvântare, așa cum Domnul nostru a spus. Și te mai rog, o Doamne mare, să-i dai Tu cele necesare, doar necesare, doar necesare. Sănătate, înțelepciune, credință mare și iubire, doar pentru Tine, doar pentru Tine. Moise, suflet minunat pe care, Doamne, Tu l-ai dat. El este o mare bucurie, îți mulțumim, o Doamne, Ție. Un copilăș o bucurie pentru părinți, pentru Iisus. Ei sunt o binecuvântare, așa cum Domnul nostru a spus. Amin. Ne-ntoarcem privirea spre Tine, Iisus, căci în Tine credința ne-am pus. Ne-ai promis că în lume singur n-ai să ne lași și nădejde.
facem pe-ai noștri urmași. Te rugăm azi umilită acestui copil bucuria de-a fi robul tău. Cerul e să-l zădești și în lumină să-l crești. Te rugăm să-l păzești de orice rău. Ne întoarcem spre tine, mulțumire să-ți dăm și în brațul tău, Doamne, lăsăm. Doar în tine ne încredem, căci tu viață i-ai dat. Te slăvim azi, Iisuse, fii veci lăudat. Te rugăm azi umilită acestui copil bucuria de-a fi robul tău. Cerul ei să-l zădești și-n lumină să-l crești. Te rugăm să-l păzești de orice rău. Cerul ei să-l zădești și-n lumină să-l crești. Te rugăm să-l păzești de orice rău. Amin.
înaintea ta venim pentru darurile care le primim. Peste acest copil, o Doamne, ce Tu l-ai părinți ne-ai dat, poartă-l Tu pe brațul Tău neîncetat. Din cerul Tău, Iisuse, peste acest copil, să-L lași a Ta durare zi de zi. Lumina feței Tale și harul Tău divin, pe deplin. Lești de bucurie la Iisus când noi venim, binecuvântarea Lui să o primim. El cu drag își pune mâna peste acest copil al Lui și îl poartă cu iubire în brațul. Cerul Tău, Iisuse, peste acest copil, să lași a Ta durare zi de zi. Lumina feței Tale și harul Tău divin să-i compleșească viața pe deplin. Lui
Să vă ridicați pentru câteva momente. Voi da citire unui cuvânt din Scriptură, Marcu 10, de la 13 până la 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, așa după cum vedeți, ziua de astăzi este o zi plină. Avem mai multe evenimente, este binecuvântarea de copii, vom avea și alegeri, dar pentru alegeri
avem nevoie de foarte puțin timp, însă ar fi fost cântări, poezii. Acum asta este, nu putem, da, după masă se va putea continua și cu poeziile și cu cântările și tot ce va fi. Și mesajele astăzi sunt mai scurte și al meu va fi mai scurt. Astăzi, după cum deja am spus, familia Mih, Florin și Emanuela, Ela, cum îi spunem, au adus pe Moise Teofil înaintea lui Dumnezeu și cu siguranță lucrul pe care și îl doresc ei este să fie binecuvântat. Amin? Binecuvântarea Domnului să fie peste el. Și noi cerem binecuvântarea Domnului și imediat vom citi pasajul acela, ne vom ruga. Noi, ca slujitori, facem ceea ce avem stabilit și e bine să le facem. Suntem învățați să slujim chiar zilele astea. Mă gândeam, mâine și poi mâine urmează să am cu studenții de la Institutul Teologic cu anul 4 și voi vorbi de actele de cult, cum trebuie făcute și așa mai departe. Și noi încercăm să rămânem așa, într-un cadru trasat de Cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem în învățătura pe care noi o avem din partea Bisericii Pentecostale. Dorim să rămânem în ceea ce Dumnezeu Sfântul dorește să rămânem. E foarte important lucrul acesta. Și noi, fiecare lucrare pe care o facem, vrem să fie sprijinită pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și de aceea noi aducem copiii înaintea lui Dumnezeu, așa cum altă dată veneau mamele la Domnul Iisus Hristos. El îi lua în brațe, îi binecuvânta. Ca slujitori, noi îi luăm în brațe, ne rugăm pentru ei, dar cerem ca mâna lui Dumnezeu să rămână peste ei și El, Sfântul, să-i binecuvânteze. Noi credem asta, nu? De-aia venim cu copiii noștri și de-aia ne rugăm pentru ei. Dar vedeți, binecuvântarea unui copil depinde în totalitate, spunem, de Dumnezeu. Și ăsta este un mare adevăr. Însă Dumnezeu Sfântul ne responsabilizează pe noi ca părinți să ne facem noi partea noastră. Și avem de făcut noi unele lucrări pe care Dumnezeu ni le cere prin cuvântul Său. Și până la urmă, vedeți, noi suntem cei care trebuie să ne facem partea noastră, iar Dumnezeu își face partea Lui. Mesajul pe care doresc să-l transmit îl intitulez foarte simplu: ce să facem ca să avem copii binecuvântați. Ce să facem ca să avem copii binecuvântați? Trei lucruri am să le pun înaintea noastră în această dimineață. Primul lucru l-am numit să le prezentăm copiilor pe Dumnezeul Bibliei. Auziți? Să le prezentăm copiilor pe Dumnezeul Bibliei. Sunt foarte mulți oameni care au modul lor de a vorbi despre Dumnezeu. În lumea asta în care noi trăim, oamenii au diferiți Dumnezei. Unii sunt Dumnezei imaginari, proiecții ale dorințelor lor, sunt tot felul de idoli. Nu intru în istoria religiilor, acolo unde sunt prezentați fel și fel de Dumnezei în fața cărora oamenii se închină. Am făcut precizarea aceasta să le prezentăm pe Dumnezeul Bibliei, adică Dumnezeul care a creat Universul, Dumnezeul care a inspirat pe cei aproximativ 40 de scriitori, care în decurs de aproximativ 1500 de ani au scris această carte pe care noi o numim Biblie. Biblia, al cărei conținut mărturisește originea divină. Și Biblia asta, vorba lui filozofului Immanuel Kant, ea ne arată cât de mare e vina noastră, cât de adâncă e căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Asta e Biblia, asta e Cartea Sfântă. Ei, în această Carte Sfântă, noi îl descoperim pe Dumnezeu, pe Dumnezeu care
este stăpânul nostru, este creatorul nostru, mântuitorul nostru. Și atunci, în relația asta pe care noi o avem cu copiii, noi trebuie să le vorbim despre Dumnezeu. Noi trebuie să le prezentăm pe Dumnezeul Bibliei. Și vă rog, uitați-vă într-o epistolă scrisă de Apostolul Pavel, putem citi cum Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei câteva lucruri, uitându-se în trecutul lui. Timotei ajunge un slujitor. Timotei ajunge episcopul bisericilor din zona Efes, în Asia aceasta mică, de pe teritoriul actual al Turciei. El are o misiune deosebit de importantă în acea zonă. Și Apostolul Pavel îi amintește câteva lucruri de unde noi putem înțelege cât de important este ca încă din copilărie părinții să-L prezinte pe Dumnezeu, să-L prezinte pe Dumnezeul acesta al Bibliei. Și observați, spune cuvântul Domnului în 2 Timotei, la capitolul 3, versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Auziți? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Adică rolul unui părinte este să-l învețe pe copil despre Dumnezeu încă din pruncie, să-i vorbească despre el. Un Dumnezeu care, așa cum spuneam, e creatorul nostru, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Astea sunt lucruri de mare importanță pe care noi, ca părinți, trebuie să le prezentăm copil. Dar vedeți, o să mă duc la un pasaj din Sfânta Scriptură să putem înțelege ceva și de aici, din 1 Cronici, în capitolul 28, și este acolo un verset pe care îl voi citi, versetul 9, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Vă rog, observați, și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. E ceva foarte important. Adică atunci când tu cauți să-L prezinți pe Dumnezeul Bibliei, aceasta presupune ca tu însuți să-L cunoști pe acest Dumnezeu. Foarte important. Observați, aici Solomon spune, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. La rândul lui, acest lucru presupune ca tu să ai o relație personală cu Dumnezeu. Să poți avea o relație cu El, să trăiești cu El, să umbli cu El. Pentru că asta se vede, copilul ajunge să crească, nu? Și când e mic, e frumos, drăgălaș, nu? Cum zicea cineva, copilul este ca un înger. Zice, dar pe măsură ce-i cresc picioarele, îi se micșorează aripile. Înțelegeți? Și atunci vezi cum stau lucrurile. Și iarăși, aici trebuie să observăm lucrurile acestea, nu? E de mare importanță pentru noi. Că atunci el începe deja să te vadă cum ești, să te vadă cum te raportezi tu la Dumnezeu, nu? E de mare importanță acest lucru. Tu o să îi prezinți pe Dumnezeu, dar el se va vedea cum te raportezi tu la Dumnezeu. O să vadă cum umbli tu cu Dumnezeu. Și toate astea sunt iarăși lucruri foarte importante. Vreau să trec la al doilea punct, dar mi-a venit în minte o întâmplare care cu siguranță cândva o fi spus aici. Era undeva la un seminar teologic, la o școală teologică din America, patru studenți care, mă rog, la un moment dat au început să discute împreună despre care e cea mai bună traducere a Bibliei. Și discutând așa între ei, la un moment dat unul a lăudat o traducere care e cea mai veche, King James Version, o traducere veche de pe vremea regelui Iacob, de câteva secole. Altul a venit și a zis, nu, mie îmi place American Standard. El spunea, asta e o Biblie modernă și câte alte lucruri nu spunea el acolo.
Apoi unul spunea, îmi place Biblia asta prefațată de Moffat, un renumit misionar, teolog, și câte altele. Și iară spunea, pentru topică, pentru propozițiile alea așa frumoase, tot traducerea, iară spunea, modernă, literalismul ei și câte altele. Și acum a venit rândul celor de-al patrulea. Și auziți, ăsta când e întrebat, zice, ție care traducere îți place mai mult? La care ăsta zice, mie îmi place traducerea mamei. Pe ăștia trei i-o pufnit răsul. Și o să știe mai că ta ebraică, limba în care a fost scrisă Biblia. Păi nu. Dar greacă știe? Nu. Dar aramaică, că să-mi pasă. Nu. Păi cum atunci, zice, e cea mai bună traducere a mamei tale? Cum putea să traduc? La care au zis, ce spune ăsta? E așa o poziție sobră. Și știți de ce îmi place mie traducerea mamei? Pentru că, zice, mama a tradus paginile Bibliei cu propria ei viață. Și am putut să văd relația ei cu Dumnezeu, am putut să văd trăirea ei cu Dumnezeu, umblarea ei cu Dumnezeu, și atunci ea când mi l-a prezentat pe Dumnezeul Bibliei, eu l-am putut accepta foarte ușor. Pentru că am văzut aceste lucruri în viața ei. Trebuie să se vadă în viața tatălui, în viața mamei, și atunci e pasul, dacă vreți, primul pas în a putea avea copii binecuvântați. Să le prezentăm pe Dumnezeul Bibliei. Amin? Doi. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez în această dimineață, cum putem sau ce să facem ca să avem copii binecuvântați, al doilea lucru este să-i creștem în învățătura Domnului. Auziți? Să-i creștem în învățătura Domnului. Efeseni 6:4 și vă rog, focalizați-vă privirile asupra versetului, se va proiecta. În Efeseni 6:4, aici unde Apostolul Pavel transmite modul în care trebuie să se raporteze copiii la părinți și părinții la copii. Da, dacă vă uitați de la versetul 1, o să vedeți lucrurile acestea. De altfel și capitolul 5 e un capitol dedicat familiei. Cum să se raporteze soțul la soție, soția la soț și așa mai departe, nu? Ei, aici în pasajul acesta se spune: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșteți! Le prezinți pe Dumnezeu, spui cine este El, cum este El, ce face El, dar acum, efectiv, tu trebuie să-i crești. Tu trebuie să-i crești în învățătura Domnului. Foarte important este aspectul acesta, da? Să poți să-i crești în învățătura Domnului. Aceasta presupune ca tu însuți să poți trăi în această învățătură. Pentru că ați putut vedea și mai înainte, exemplul personal este foarte important. Noi suntem modele pentru copiii noștri. Noi îi vom învăța, nu, acest cuvânt al Scripturii. Biblia e cartea care conține învățături cu privire la modul în care noi trebuie să trăim aici pe pământ. Biblia, vorba lui Blaise Pascal, acest filozof francez și fizician, matematician, un om deosebit, spunea, Biblia conține pasaje, auziți, care pot înfricoșa toate stările, auziți, dar conține pasaje care pot și alina toate stările. Omul trece prin diferite stări, da? Ei, în viață poate să aibă porniri deosebite, poate să facă fel și fel de lucruri. Însă, vedeți, atunci când tu îl crești pe copil, tu trebuie să iei în calcul aceste lucruri, nu? Păcatele care pândesc la ușa copilului. Exact cum spunea Dumnezeu lui Cain. Uitați-vă, în capitolul 4 din Cartea Geneza, noi citim în versetul 7, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ei, vedeți? Câte lucruri nu sunt în viața asta de zi cu zi care le plac copiilor, le plac tinerilor. Dar tu ca părinte ai responsabilitate și apasă pe umerii tăi.
Să poți să-i spui copilului ce e bine și ce e rău, să-i spui ce e păcat și care sunt consecințele păcatului. Și atunci tu îi citești din Scriptură. Și de aceea spune Pascal, sunt pasaje care pot înfricoșa toate stările. Adică să-i arăți consecințele, nu? Dacă fură, dacă minte, dacă înșală, dacă se destrăbălează, dacă face fel și fel de lucruri. Dar sunt anumiți părinți care nu bagă de seamă, nu? Și nici nu interesează. Lasă pe copii să meargă în pornirile lor. Ba, unii sunt mândri de realizările lor, nu? Eu am auzit și de unii care, mă rog, au ajuns să facă fel și fel de năzbătie. Mai ales după Revoluție, prin străinătate, făcând, recurgând la fel și fel de metode. Și părinți care, până la urmă, ziceți, copii binecuvântați. Eu văzut prin prisma banului, dar nu i-a interesat cum o câștiga, bă. Aia nu sunt. Nu e interesat ce-a făcut ca să ajungă în posesia poate unei mașini sau unui lucru. Iar tu, ca părinte, tu trebuie să-i spui aceste lucruri. Adică sunt pasaje care înfricoșează stările omului. Dacă bună oră el se duce în diferite locuri din astea nepermise de Dumnezeu, tu trebuie să-i arăți și astea trebuie să le arăți de când e mic, să cunoască aceste lucruri, de mare importanță. E, vedeți, Biblia conține și pasaje care pot alina toate stările. Omul trece prin fel și fel de situații și de multe ori, vedeți, oamenii pot ajunge, ne-am rugat azi dimineață pentru un tânăr, un student, care e într-o severă depresie. Vedeți, sunt situații și situații. Mă rog, nu știm cauzele, nu știm absolut fiecare lucru. Pentru unii, în vremea în care noi trăim, când ajung în situații din astea limită, din situații disperate, ajung în punctul acela în care unii sunt gata să iasă din viața asta prin sinucideri, punându-și capăt vieții. Ei, tocmai de aceea noi trebuie să arătăm că Dumnezeu, prin cuvântul Său, are soluții pentru toate problemele noastre, pentru toate greutățile noastre. De aceea e de mare importanță să-L poți învăța pe copil cuvântul Scripturii, să-L crește în învățătura Domnului. În Psalmul 78, aici omului Dumnezeu, Asaf, el spune ceva foarte important. Și observați, citesc acest lucru când spune el așa, de la versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Observați cât de importante sunt aceste lucruri. Deci, ca să avem copii binecuvântați, ce trebuie să facem? Unu, să le prezentăm pe Dumnezeul Bibliei. În al doilea rând, să-i creștem în învățătura Domnului și în al treilea rând, să-i învățăm să meargă pe calea Domnului. Să-i învățăm să meargă pe calea Domnului. Proverbe 22:6, uitați-vă, spune aici cuvântul acesta foarte frumos. Învață-l pe copil. Auzi? Calea pe care trebuie să o urmezi. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l pe copil. Calea pe care trebuie să o urmeze. Și calea pe care trebuie să o urmeze este calea lui Dumnezeu. Este calea păcii, este calea credinței, este calea adevărului, este calea dreaptă. Și spune, învață. Dar și acest lucru presupune, ca să-l poți învăța calea Domnului, tu trebuie să mergi pe calea Domnului. Degeaba o să zici, du-te tu pe drumul ăsta dacă tu te duci numai până berți. Nu? Dacă tu te duci numai până noroie. Dacă tu scormonești în gunoi. Degeaba o să spui, ăsta e drumul bun, ăsta e drumul frumos, ăsta e drumul luminos, că el va călca pe urmele tale. Citeam odată că un avocat, mă rog, era așa, un om căruia îi plăcea băutură. Și din când în când mergea, nu departe de casa lui, era un bufet. Și într-o zi, în momentul în care el pune mâna pe ușa de la bufet, se uită așa în spate și vede pe copilul lui după el. Când l-a văzut, a încremenit și a zis, o, Doamne, copilul după mine.
Și s-a întors de acolo acasă, n-a mai intrat și și-a dat seama că acel copil va urma calea pe care el merge. Dar atunci când înțelegem că trebuie să învățăm calea, dar calea nu o poți învăța doar spunându-le niște versete din Biblie, doar vorbindu-le așa câteva lucruri luate de aici, de acolo, nu. Calea pe care ei trebuie să o urmeze, ei trebuie să vadă, cum spuneam joi seara, e o criză profundă de model. E nevoie de model, e nevoie de oameni în care, spre care ei să privească și să vadă că într-adevăr ei merg pe calea lui Dumnezeu. Ieri, așa într-o discuție, stăteam acolo la nuntă și s-a amintit de bătrânul Man. Bătrânul Man, un pastor care a plecat la Domnul undeva aproape de 100 de ani, eu l-am cunoscut, personal l-am adus aici la noi la biserică și spunea bătrânul într-un interviu care i-a fost la, zice, dacă aș mai trăi odată, tă pe drumul ăsta m-aș duce, spunea el așa, auziți? Da, zice, acum m-aș duce mai bine, cunoște suișurile și coborâșurile, zice, o, ce nealcoș m-aș duce pe el, auzi? Ei, vedeți dumneavoastră, e foarte important lucrul acesta. De aceea eu mă rog Domnul să ne ajute, să ne dea multă putere, să putem fi acei oameni care să ne îngrijim de copiii noștri. Domnul să binecuvânteze pe Moise Teofil, familia Mih, Domnul să binecuvânteze toți copiii, de aia ne rugăm pentru ei. Dar să nu uităm că noi avem responsabilitățile noastre. Ce trebuie să facem ca să avem copii binecuvântați? Unu, să le prezentăm pe Dumnezeul Bibliei, să le spunem cine este Dumnezeu, cum este El, ce face El și ce așteaptă El de la noi. În al doilea rând, să-i creștem în învățătura Domnului, adică principiile acele divine pe care Dumnezeu le-a lăsat, trebuie să le scriem pe coala nepieritoare a sufletului lor și apoi să nu uităm că trebuie să-i învățăm acea cale care este calea păcii, calea adevărului, calea dreptății, calea cea dreaptă, cum vreți să o numiți în Biblie, ea este prezentată și calea asta care duce sus la Dumnezeu. Dar noi să fim acei oameni care, învățându-i, să mergem pe calea aceasta și ei să ne urmeze. Doamne ajută-ne! Amin! Ne ridicăm, invit familia Mic să vină aici în față. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Moise Teofil. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Moise Teofil. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Moise Teofil. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, țin în mâinile mele pe acest copil cu numele de Moise Teofil. Familia Mih a venit înaintea ta cu copilașul pe care tu l-ai dăruit și te rog în momentele acestea, privește spre el cu milă și cu îndurare. Amin. Lasă ca binecuvântarea ta din cerul să fie peste el. Amin. Binecuvântarea ta să fie peste întreaga viața lui, Doamne. Binecuvântă-l cu înțelepciune venită de la tine. Binecuvântă-l cu călăuzirea care vine de la tine. Binecuvântă-l cu lumina care vine de la tine. O, binecuvântarea ta lasă pacea ta peste el, peste ființa lui, Doamne. Te rog, Doamne, să-l păzești de orice lucru rău, Doamne. Să-l păzești de bol, să-l păzești de accidente, Doamne. Te rog să veghezi asupra vieții lui. Protejează-l tu, Doamne, pe tot parcursul vieții lui. Să nu-l lași nicio clipă singur.
Doamne, iar dacă are numele acestea așa de frumoase, Moise, așa cum cândva Moise a fost slujitorul Tău, mă rog ca el să fie slujitorul Tău, să fie un Moise, Doamne, care să Te onoreze pe Tine. Iar numele acesta de Teofil, iubitor de Dumnezeu, fă ca el să Te iubească pe Tine, cu siguranță că Tu-L iubești în toată viața lui, să fie o viață sub privirile Tale, de care să se bucure părinții, de care să se bucure bunicii, de care să se bucure biserica și societatea. Mă rog pentru acești părinți să-i binecuvântezi, pe sora Ela să o binecuvântezi, Doamne, în procesul acesta de creștere, de educație, ea petrecând mai mult timp, să-i dai multă lumină, multă înțelepciune, mult har, Doamne, și fratelui Florin în calitate de tată, Doamne, să-i dai sprijin și călăuzire din partea Ta și împreună, Doamne, să fie modele pentru copilul lor, Doamne, să Te prezinte pe Tine copilului, Doamne, să îl crească în frică și în supunere față de Tine și calea Ta să urme. Mă rog să le dai mult har, multă putere, ca ei să pot asigura cele necesare copilului pentru buna creștere a lui. Binecuvântă, Te rog, și bunicii copilului, Doamne. Lasă ca harul Tău să fie și să rămână peste ei. Îi încredințăm, Stăpâne, în mâinile Tale, în brațul Tău atotputernic. Poartă-le Tu de grijă. În numele lui Iisus mi-am rugat. Așa cum Iisus Îți puneai mâinile peste copii și-i binecuvântai, pune-ți mâinile peste Moise Teofil și binecuvântă-l Tu. Amin. Amin. Să binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze numai puțin și vă bucurați de El. Aici, da. Aici aveți din partea bisericii un certificat de binecuvântare, să vă dea Domnul mult har, să vă puteți bucura și dacă bunicul a fost Teofil păstor, o fi și el păstor. Amin. Haideți acum să mulțumim cu toții Domnului pentru slujba din această zi și când noi încheiem, fratele Oro să încheie cu rugăciune. Dăm, Doamne, și slăvim numele Tău cel Sfânt pentru harul de care ne-ai făcut parte și în dimineața aceasta, de a sta în prezența Ta, de a asculta cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ești Tatăl nostru și ne porți de grijă în toate problemele noastre, atât în cele trupești cât și în cele spirituale. Te rugăm, Doamne, să ne dai putere pentru Duhul Tău cel Sfânt, ca cuvântul pe care l-am ascultat să-l punem în practică de zi cu zi. Dorim, Doamne, ca Tu să fii binecuvântat și slăvit în viețile noastre, în familiile noastre. Te rog să binecuvintezi slujitorii Tăi, Doamne, care ne-au vestit cuvântul Tău, iar pe noi Te rog să ne binecuvintezi cu o trăire sfântă, plăcută Ție. Și acum la despărțire, Doamne, dorim să vii la casele noastre, să vii în familiile noastre, să locuiești în viețile noastre și dorim ca împreună cu Tine, Doamne, să putem trăi o viață plăcută Ție în toate lucrurile și întotdeauna. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să luați loc! Mulțumim Domnului pentru harul pe care ni l-a dat să putem să fim împreună în această dimineață, să participăm la această slujbă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă